Unul dintre vulcanii Islandei a început să erupă luni seara, punând în alertă autoritățile. Vulcanologii spun că erupția a avut loc la aproximativ 3 km de orașul Grindavik, evacuat deja din noiembrie. Decizia de atunci a venit după ce activitatea seismică puternică din zonă a deteriorat casele și a stârnit temeri cu privire la o erupție iminentă. Stațiunea geotermală Blue Lagoon din apropiere, una dintre atracțiile turistice de top ale Islandei, a fost închisă și ea din cauza pericolului vulcanic. Orașul Grindavic este situat în apropierea aeroportului Keflavik, cel mai important din Islanda pentru zboruri internaționale.